Patru tineri buzoieni au obținut media maximă la examenul de bacalaureat după ce au primit 10 la toate cele 3 probe scrise. Doi sunt de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul, Bianca Oana Voicu și Cătălin Andrei Dumitru, șef de promoție. Media 10 a luat și Gabriela Marin de la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, precum și Elena Teodora Radu de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Reflectă munca depusă în 4 ani de liceu, atât a elevilor cât și a profesorilor. Ne bucurăm că avem această notă de 10, nu ne bucurăm că avem 9 picați, mi se pare că sunt mulți, dar și elevii care au note sub limita minimă de admitere, de bacalaureat, intră într-o normalitate. De asemenea, peste 500 de candidați au avut medii între 9 și 10, în timp ce alți aproape 600 au promovat bacalaureatul cu note între 8 și 9. Sunt bune, pe total trebuie să ținem cont că la matematică au fost niște probleme cu dificultatea mai ridicată la liceele tehnologice și mai scăzută la celelalte, dar cu atât mai mult media chiar ne bucură. Într-un top al liceelor, cu un singur absolvent picat, HD-ul se află pe primul loc, urmat de pedagogic, Eminescu și seminarul teologic. La polul opus se află 13 licee din județ cu procente de promovabilitate sub 50%.